Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, o femeie a spart o cutie de donații de pe aeroportul din Timișoara ca să-și plătească taxa de bagaj suplimentar. Și prima mea întrebare e, așa mic o fi taxa de bagaj suplimentar la Timișoara? Sau atât de generoși sunt generoși. Mă, voi ați văzut cum arată cutiile astea de donații? Sunt niște cutii mici de plexiglas, da. Sau mici sau mari, n-are nicio importanță. Și înăuntru sunt niște bancnote de un leu, aruncate probabil de cei care au montat cutia. Deci când se montează cutia aia de donații, unde se montează ea, cei care organizează acțiunea au un buget și 5-6 bancnote de un leu. Mai sunt fise de 5 bani. Ați văzut? Da, da, de da. Când n-ați mai văzut o fisă de 5 bani? E bine, pentru numismați, acolo există fisele de 5 bani. Deci eu nu cred că donațiile se fac în astfel de cutii. Sunt, cutiile astea sunt cum sunt borcanelele de bacșișuri de pe la cafenele. Cumperi și când să pleci, vezi că e un borcanel de la pe care scrie tips. Da, da. Thank you. Păi și n-ai lăsat niciodată într-un borcanel de la un tips? Ce pui astfel de întrebări? Eu nu lucrez cu cash. Nu are cum să lase nici dacă vrea. Da. Și când pleci, te uiți așa, ăla se uită la tine, te uiți la el, îi spui mulțumesc și ai plecat cu cafeaua. Cum să faci borcanul așa? Acolo la fel. Îi dai și lui o gură. Câteva... Da, exact. Intii spre o gură. Revenind. Deci doamna respectivă trebuia să zboare la București, bagajul era prea greu. Ați văzut vreodată vreo scenă asta cu cântărire la poartă? S-a și pățit. Da, ai pățit? Am pățit, eram cu prieteni. Nu v-am zis că... Adică tu sau prieteni? Prietenii. Prietenii. Și eu am tot o prietenă. Da, m-a făcut... Dar nu că am pățit, adică cu extra bagaj de la mai mult decât dublu. Mai mult decât dublu. Ori o pățești, ori așa că ai luat, ai spart cutia milei și ai plătit extra bagajul, nu. Asta e la tupeu. Da. La ultima vacanță pe care am făcut-o cu bagaj mare, Ioni era super stresată că depășește greutatea. Și m-a pus să-i cântăresc bagajul și era oscila cam 200-300 de grame în plus. Și nu cred că pentru 200-300 de grame în plus da. Se întâmplă ceva. Acum da. Nu. N-a pățit nimic, a, evident că n-a pățit nimic. Bine, dar femeia a fost super stresată, adică ea s-a gândit, dacă ne pune ăștia să plătim pentru 200-300 de grame, ce aruncăm de aici? Și era pe bază de inventar ce putem să aruncăm în cazul în care se întâmplă. Mai tragi două bluze da, pe mai tine. Ceva pe tine. Exact. Bun, deci revenind, doamna a fost cântărită, i-a fost cântărit bagajul și a fost informată, bagajul e prea greu. Așa că le-a spus angajaților, aduc imediat banii. Scrie opinia Timișoarei, s-a dus direct la cutia cu donații, care, mă rog, cutia unei organizații umanitare, așezată undeva între două bancomate. Aici era așezată strategic. Da. Da și nu. Când scoți tu de la bancomat, câte bancomate îți dau ție mărunt? Niciunul. Da. Deci îți dau hârtii de 100 și în cel mai bun caz de 50. Păi și de asta zic, acolo ce? Erau hârtii mai mari, nu erau de la de un leu de care vorbești tu. Nu cred, mi se pare, deci tu te duci la bancomat și vrei să scoți cât? 500 de lei. Îți dă 5 bancnote de 100. Iei banii, te uiți, e o cutie de donații. Da. Hai să dau 100. Luca întotdeauna dă 100. Serios? Da. L-am văzut eu. Da. Deci așa și a luat recipientul, a intrat cu el în capela aeroportului. Adevărul unde? Că... unde vrei să intre? La WC-ul. Nu e, că mai e lume. Cine e la capelă, adică la aeroport? Capelă, să știi că sunt cred mulți că oameni... Cred că aterifiați de zbor. Asta spun mulți. Și care oricum nu remarcă ce se întâmplă în jurul lor, că le-a așa de frică de zbor, că de-aia sunt în capelă. Mulți oameni îl regăsesc pe Dumnezeu înaintea unui zbor. Și în timpul zborului. La aterizare se mai despart. Dar, iar... Da, ai dreptate, în capelă e mai liniște decât... Sunt aeroporturi în care sunt spații, aeroporturi de-astea, hub-uri mari. Internațional, cum e ăla din Doha, unde există spații în care poți să te odihnești. Da. Te duci să stai acolo, se presupune că nu dormi, dar se sfore nene într-un fel. Am nimerit odată lângă un grup de chinezi, nu mi-aș fi imaginat niciodată că grupul de chinezi poate sfărăi atât de tare. Mi-am adus aminte de zaf. Numai că erau 6 care sfărăiau în același timp. În timp ce la capelă alături, nu era nimeni. Ce-ai fost și asta la capelă? Nu mi-am permis. Știi unde e capela la noi, în Otopeni? Nu. E, vezi? Păi, nu știe nimeni. În Otopeni când... E un secret. Plec. Dar asta e un loc bun de spart cutia mea. Există, dar... Tu te duci la capelă la... Sau cum ai descoperit?
Nu, că nici el nu știa. Nici eu nu știu. Asta, bă, nu crede că el știe. Păi credeam că ne vinzi un pont. Tu vrei să te pitești undeva în aeroport, cauzi capela. Că de găsit, o găsești, cred, că am văzut că mai erau semne. Auzi, dar la capela de la aeroport au și bufețul edes cu anafură și vin de părtășanie, mă, că... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.